Slăvit și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. Vă binecuvintez aici în casa Domnului și doresc ca Domnul să binecuvinteze fiecare suflet care în seara aceasta a decis să vină la înclinare, să vină înaintea lui Dumnezeu. Este un har deosebit ca încă o zi din viața noastră să o petrecem în casa lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna este belșug de hrană, belșug de har, de pace. Și Domnul Iisus este acel ce ne spune și nouă în seara aceasta, pace vouă. Este pacea pe care o dă Domnul Iisus. Noi nu ne putem da pace unii altora doar așa, dar cineva care poate să dea pace în sufletul nostru și în inima noastră este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, glorie și mărire Lui. Amin. Venim și îl proslăvim pe El, ne închinăm înaintea Lui și îl adorăm întotdeauna și îi mulțumim căci în marea dragoste a lui Dumnezeu, în marea operă de recuperare a omului, Dumnezeu este acel ce a aranjat toate lucrurile după timpul lui, după ceasul lui și după planurile lui, mai bine mai dinainte stabilite, ca omul să fie reabilitat și omul să fie din nou în prezența lui Dumnezeu și, de ce nu, veșnic să stea cu Dumnezeu împreună. A fost mare împotrivire încă din grădina Edenului. Vedeți, Dumnezeu l-a așezat, l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui și l-a pus în grădina Edenului. Și ce minunat era când Dumnezeu venea în fiecare dimineață în răcoarea zilei să stea de vorbă cu Adam și cu Eva în grădina Edenului. Dar omul n-a ascultat. De ce? Pentru că omului totdeauna este o fire păcătoasă. Și pentru că n-a ascultat Adam și Eva, noi plătim astăzi acel preț de neascultare, dar slăvit să fie Domnul, așa cum am spus, Dumnezeu a pregătit jertfa de mântuire și aceasta este Iisus Hristos, care de bună voie într-o zi a zis viu să fac voia Tatălui. Și El a venit de bună voie pe lemnul de durere ca noi să primim mântuirea și să primim iertarea de păcatele noastre. Am fost spălați în sângele lui Iisus Hristos, suntem spălați, suntem curățiți și aș vrea ca această spălare și curățire să nu fie doar odată. Și aș vrea să vă citesc din Deuteronom, am găsit un cuvânt frumos în Deuteronom, de fapt în Scriptură toate cuvintele sunt frumoase și sunt bune atunci când vrem să le transpunem și să le trăim. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește prin Moise și când spune ținerea poruncii Domnului, În Deuteronom, capitolul 6, zice, iată poruncile, legile și rânduile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Și acum versetul 2. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale. Auziți? În toate zilele vieții tale. De ce? Ca să-ți... Tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncele lui pe care ți le dau astăzi, ca să ai zile multe. Auziți? Deci dacă vrem ca să avem zile multe, zici zile binecuvântate de Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne învață să păzim în toate zilele vieții noastre. Și de ce se întâmplă câte o catastrofă? Pentru că oamenii nu păzesc în toate zilele cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când nu păzește cuvântul lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și foc mistuitor. Și dacă este foc mistuitor, Dumnezeu spune că nu caută la fața omului. Spune că pe Dumnezeu nu-L putem cumpăra cu daruri. Pe oameni îi putem cumpăra, dar pe Dumnezeu nu-L putem cumpăra cu daruri. Și Dumnezeu este cel ce ne iubește sufletul. Și dacă odinioară pe Israel spune că l-a purtat prin aceea pustie 40 de ani, de ce? Ca să se învețe minte. Să se învețe minte și să înțeleagă că Dumnezeu este singurul Dumnezeu suveran. Căci numai El este Cel ce are viața în mână, care poate să o dea și poate să ia. Și i-a dovedit lui Israel că 40 de ani de zile nu li s-au tocit încălțămintele și nu s-au ros hainele de pe ele. Mai mult decât atât, spune cuvântul lui Dumnezeu că le-a dat mană în fiecare dimineață, pe care nici ei, nici părinții lor n-au cunoscut-o și a fost mana din cer, pentru că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Așa că pentru sufletul nostru avem nevoie
Totdeauna când venim la casa lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este mana din cer care vine și ar fi bine să fim înțelepți și să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ne iubim sufletele și vrem ca să avem viață veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu în această zi este un cuvânt frumos, este ziua de Rusalei. Ziua cinzecimii, și așa cum scrie și în Leviticul, cum s-a amintit și azi dimineață, este ziua întâilor roade. Și vreau să vă spun că în ziua aceasta de întâilor roade, Dumnezeu este acel ce a trimis prin harul său, prin planul lui Dumnezeu, a trimis ceea ce Domnul nostru Iisus a promis când a fost pe acest pământ și a zis că trebuie să mă duc la Tatăl. N-am să vă las orfan, ci am să vă trimit un mijlocitor, un mângâietor, și acesta este Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus Hristos spune în cuvântul lui Dumnezeu, le spune în Faptele Apostolului, capitolul 1, cu versetul 4, zice, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Ucenicii au știut că tot ceea ce a vorbit Domnul Iisus s-a împlinit. N-a fost nicio umbră de îndoială, n-a fost nimic din ceea ce a spus el să nu se împlinească și tot ce a poruncit el a luat ființă, pentru că a fost Fiul lui Dumnezeu. Și ucenicii au învățat lucrul acesta. Dar vedeți că după moartea Domnului nostru Iisus Hristos, ucenicii au fost foarte dezamăgiți. Poate noi eram mai dezamăgiți ca și ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că le era frică de iudei, pentru că iudeii au pornit prigoană împotriva lor. Și Domnul Iisus Hristos spune că la un moment dat, după ce El a înviat, s-a prezentat și duceți-vă aminte de acea frumoasă istorioară și întâmplare când cei doi au mers spre Drumul Emausului, cum le-ar da sufletul în ei și totuși Domnul Iisus mergând cu ei pe cale, la un moment dat, eu cred că i s-a făcut milă de ei. Așa cum Domnul Iisus i s-a făcut milă de noi, de fiecare dintre noi. Și într-o zi s-a apropiat de noi, cum s-a apropiat de ei atunci, spre seară. Și le-a tâlcuit, le-a explicat scripturile. Și au intrat cu ei în casă și ei au spus, rămâi cu noi, că e târziu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când Domnul Iisus s-a rugat și a frânt pâinea, l-au cunoscut. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut nevăzut. Și spune, vai cum ne ardea sufletul în noi. S-a întors înapoi la ucenici și la cei din Ierusalim și le-a istorisit. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Luca, în capitolul 24, cu versetul 36, zice, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Ei au rămas, el le-a fost frică. De ce? Pentru că în primul rând era iudeii care îi urma ca să-i persecute și pe ei și le-a fost frică de ei. Și atunci în versetul 45 Domnul Iisus se apropie și vorbește cu ei atunci în seara aceea și le spune, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Vedeți, dacă Dumnezeu nu deschide mintea cuiva, dacă nu îți deschide ochii inimii, nu poți să înțelegi. Spune că și Dumnezeu le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți. Și să se propovădească tuturor neamurilor, în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori al acestor lucruri și iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar, și acesta este un lucru foarte mare, rămâneți în cetate, nu plecați, orice s-ar întâmpla, rămâneți în cetate, până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Eu cred că ucenicii ar fi vrut să meargă și să vorbească Evanghelia lui Dumnezeu, dar împărăției lui Dumnezeu, dar spune că Domnul Iisus le-a spus, nu plecați din cetate până nu veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că 40 de zile li s-a arătat în mai multe rânduri și le-a adus aminte și ei au crescut în credință și au rămas, cuvântul lui Dumnezeu spune că așa de frumos au închegat și au rămas împreună și este minunat când doi sau trei se unesc să ceară un lucru de la Dumnezeu. Dar aminte când 120 au rămas și erau în odaia cea de sus. Nu știu cei ce au fost în Ierusalim și noi am fost acolo în Ierusalim și am spus aceasta a fost odaia de sus, aceasta a fost locul unde Domnul Iisus
a serbat cina Domnului, ultima cină în care Iuda vânzător a fost descoperit și dar au intrat în aceea cameră. Vedeți, Dumnezeu este Cel ce alege cadrul, timpul și locul. Astea sunt, toate sunt planificate și toate decurg după planul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu este Cel ce nu dă greș. Planurile oamenilor totdeauna dă greș. De aceea cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe spune: încredințează soarta în mâna Domnului, lucrările tale, planurile tale și vei izbuti. De ce? Pentru că le-ai încredințat în mâna Domnului și El veghează ca să le împlinească care sunt după voia lui Dumnezeu. Acești ucenici au rămas în odaia de sus, se rugau lui Dumnezeu. În acest cadru frumos în ziua cincizecimii și cuvântul lui Dumnezeu spune că în capitolul 2, începând cu versetul 1, în ziua cincizecimii erau toți împreună în acel loc. Un lucru minunat, 120 de oameni aveau un gând, aveau un cuget, se rugau ca Domnul Dumnezeu. Promisiunea făcută de Iisus Hristos, care era fermă, care credeau deplin în ea, ca să Domnul Iisus să reverse Duhul Sfânt peste ei. Au crezut. Dar spune că și acolo în Ierusalim, acolo în vremea aceea, în cuvântul lui Dumnezeu spune că în versetul 5 și spune: se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer, și spune că erau vreo 16 națiuni, din vreo 16 națiuni. Și aceștia erau evreii care, mă gândesc că cele 10 seminții care au fost risipite, duse în Asiria și apoi s-au împrăștiat, pentru că așa a vrut Dumnezeu ca să fie împrăștiați, ca ulterior Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos să fie răspândită. Cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo erau oameni cucernici. Deci pe lângă alți oameni care erau acolo, erau oameni cucernici. Și aș vrea să cred că noi toți care suntem în seara aceasta suntem oameni cucernici, pentru că am venit la închinare, ei au venit de departe, s-au străduit, au poate cheltuit multe zile și bani și timp pe drum, dar au știut că în fiecare an ei trebuie să vină la ziua cincizecimii, la ziua aceea mare a praznicului. Au venit să se închine la Ierusalim și oamenii aceștia când au fost acolo, erau la templu. Și de-o parte este templu unde ei erau și se închinau, de partea cealaltă este muntele Măslinului și în mijloc este pârâul Chedron. Și la un moment dat s-a întâmplat o minune unică. Știți ce s-a întâmplat? Spune cuvântul lui Dumnezeu că deodată a venit din cer un sunet ca vânjit unui vânt puternic. Dumnezeu și-a făcut prezența, Duhul Sfânt și-a făcut prezența și spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a mers în templu, n-a mers unde era ceata aceea, mulți aceia oameni adunați, prozeliți, iudei din toate cele, cum am spus, cu aproximativ 16 țări din jurul Israelului. Și cuvântul lui Dumnezeu că spune că s-a adunat acolo unde erau cei 120. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că toată casa s-a umplut de puterea lui Dumnezeu. Și apoi mai mult decât atât, s-au văzut niște limbi de foc care s-au oprit una pe fiecare dintre ei, s-a împărțit printre ei și n-a rămas niciunul care să nu fie atins de puterea lui Dumnezeu. Dar s-a mai întâmplat un lucru unic și nu s-a mai întâmplat de atunci. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte atunci când ați stat înaintea lui Dumnezeu, așa cum acești ucenici care au stat lângă Dumnezeu, au stat și ascultat ceea ce Iisus le-a poruncit. Acele 40 de zile când Domnul Iisus li s-a descoperit după ce și li s-a arătat de multe ori, au rămas străpunși la inimă și au zis: nu se poate, tot ce a spus Iisus se va împlini, să rămânem să primim această putere, ca să fim, cum a spus Domnul Iisus, ca să fiți martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Altfel nu vei putea să fii martor decât numai umplut de această putere a lui Dumnezeu. Acest foc al lui Dumnezeu care nu-ți dă pace, ci întotdeauna când te întâlnești cu cineva vrei să spui despre Dumnezeu, vrei să spui minunile lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu căci când au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Nu dă detalii cum i-a auzit. Nu de detalii, nu știu, toți au vorbit pe rând sau toți au vorbit deodată sau Duhul lui Dumnezeu
A vorbit fiecăruia care era acolo în limba maternă a lui. Nu știu cum, știu că Dumnezeu este, are, noi avem sound system și multe speakeruri, dar Dumnezeu este acel ce deschide urechea, urechea aceasta și urechea inimii ca să audă glasul lui Dumnezeu, să audă vocea lui Dumnezeu. Așa cum Pavel odinioară când a fost pe drumul Damascului, a auzit vocea, a auzit vocea și a căzut, a spus, Doamne, cine ești? Ceilalți din jur s-au uitat la el, a văzut ce s-a întâmplat, dar Pavel a fost acel ce a auzit. Așa sunt oamenii care aud vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acel ce deschide. Și spune, toți se mirau și ziceau unii către alții, toți aceștia nu vor, nu sunt galileeni. Nu sunt aceștia galileeni. Cum dar vorbesc în limbile aceștia? Știți ce vorbeau aceștia? Știți ce vorbeau acești oameni? Vorbeau despre minunile, de minunile și marea putere a lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au rămas mirați, știți, mirați și străpunși la inimă, pentru că erau oameni cucernici, oameni care îl iubeau pe Dumnezeu, oameni care doreau harul și mântuirea lui Dumnezeu, dar ei o știau așa din vechea lege și cum era scris în vechiul legământ. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe, că ei au rămas uimiți, așa cum am zis, și spuneau întrebarea pe lângă faptul că zicea, nu sunt aceștia galileeni, dar alții. Și întotdeauna există un altul, întotdeauna trebuie să fie cineva un altul. Aduceți-vă aminte de Israel, când Dumnezeu l-a scos din țara Egiptului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe lângă cei care erau evrei, spune că a ieșit și alte neamuri cu ei, alții care nu erau. Și în timpul lor cât ei s-au pribegit prin pustie, acei alții din cei care s-au lipit de poporul Israel au fost aceia care totdeauna i-au atras și i-au împins înapoi spre păcat, spre idolatrie, spre cârtire. Și spun, Doamne Dumnezeule, ce răsplată au avut oamenii aceștia? Și spune că toți s-au pierit în pustie. Nu numai cei oameni, dar și cei ce le-au ascultat și i-au urmat. Domnul Dumnezeu să ne păzească, să nu dăm crezare și să nu dăm ascultare niciunui șoapte străine care ne-ar depărta de cuvântul lui Dumnezeu. Și întotdeauna să rămânem lângă Dumnezeu, lângă Scriptură, rămânând lângă Scriptură și de tot ceea ce ni se pare rău, să ne ferim, să ne oprim și să nu facem. De ce? Ca să nu-L întristăm pe Dumnezeu. Întotdeauna există o reacție a lumii. Știți care a fost reacția lumii din vremea aceea? Au fost unii maesteți care totdeauna știe să dă răspuns la toate, oameni care știe totul. Și aia care știau totul au spus, sunt beți, sunt plini de must. Aceasta este reacția lumii. Dar să știți că nu numai atunci a fost reacția lumii, ci reacția lumii a fost și în alte dăți. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan, în capitolul 14, cu versetul 15 până la 17, Ioan 14, spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu mă voi ruga, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în veac. Versetul 17, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi. Pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne în voi și va fi în voi. De ce nu-L primește lumea? Pentru că nu-L cunoaște, pentru că nu-L vede, dar voi, pentru că L-ați văzut pe Iisus Hristos, pentru că voi ați pipăit, ați văzut ranele Domnului Iisus Hristos, voi îl cunoașteți, de aceea Duhul meu va rămâne în voi și va fi cu voi și în voi. Este extraordinar că acest Duh Sfânt să rămână cu noi. Și apoi în 2 Petru găsim alți oameni care știu totul. Și în 2 Petru capitolul 3 cu versetul 4, alți oameni și de teapa celora ca și cei din 1 Ioan spune, unii zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Alți oameni care știu totul. De ce? Pentru că oamenii aceștia au luat în derâdere numele lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește în 2 Corinteni, în capitolul 4, cu versetul 4. Haideți să citim și în acest loc. Spune că a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Ce s-a întâmplat? Oameni necredincioși, oameni care au privit în lumea aceasta. Este ușor să privești în lumea aceasta.
Ai apăsat un click și poți să vezi în lumea aceasta, dar ai poți să nu apeși pe acel click și să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și ai să vezi ce îți descopere Dumnezeu, îți descopere minunile lui Dumnezeu, îți descopere făgăduințele lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, că toți care rămân în El și în El, cuvântul lui Dumnezeu spune că și Duhul Sfânt va veni, așa cum a promis Domnul Iisus, va fi cu voi și în voi. El vă va învăța, vă va îndruma, vă va călăuzi. El este mângăitor, El este Cel ce zidește, El este Cel ce te îmbărbătează. Dumnezeu este Cel ce este cu tine și Domnul Iisus spune că El este Cel ce te scapă din nevoi, din necaz, din strâmtorare. De ce? Pentru că este Dumnezeu. Dar aș vrea să mergem în Vechiul Testament și să vedeți cu un om care s-a jucat cu binecuvântarea lui Dumnezeu, om care s-a jucat cu darul lui Dumnezeu, om care a nesocotit pe Dumnezeu și a auzit ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim și această frumoasă relatare. Judecător, capitolul 16, cu versetul 20. Este vorba despre Samson. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Samson, cum el n-a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, cum n-a ascultat ca să rămână vorbesc în termenii noștri, în Scriptură, ce l-a zis, mai încerc un pic, calea să o fac un pic mai largă, parcă e mai bine un pic mai largă. Și spune că el trebuia să rămână între țoar și eștalon, dar el s-a dus mai departe. Și când s-a dus mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune că n-a ascultat, inima lui s-a plecat spre ceea ce nu trebuia să plece, a văzut o femeie la care ea l-a cedat și ea până la urmă l-a decodat și l-a întrebat, știi ce vrea vrăjmașul? Să știe unde ți-e puterea și cum poate să te deposedeze de ea. Dacă vrăjmașul poate să pună mâna pe tine și să-ți ia puterea care o are, să te desparte de Dumnezeu și de Duhul Sfânt, de Domnul nostru Iisus Hristos, El este cel mai fericit și tu ești cel mai nenorocit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că de câteva ori a încercat și el a încercat limita și a mers mai departe și mai departe. Și la un moment dat s-a destăinuit și a spus, dacă mi se va rade cele 7 suvițe de păr, eu voi rămâne fără putere. Și acea femeie, stricată la minte, spune că l-a dormit și a chemat filistenii, i-au tăiat cele 7 suvițe. Dar un moment ea a strigat și totdeauna când se face câte o strigare, oamenii se trezesc. Și spune, Samson s-a trezit, a spus, voi face ca și altă dată, mă voi mișca și legăturile vor cădea. Și ea a strigat, filistenii asupra ta. Samson s-a trezit din somn și a spus, voi face ca și înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Dragul meu ascultător, cu Dumnezeu nu este glumă, cu Dumnezeu nu este joacă. Îmi place să aud întotdeauna că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îndurător, ne place tuturor, că Dumnezeu iartă la nesfârșit, dacă Dumnezeu a încheiat legământ cu Domnul, poți să faci orice, greșit. Vreau să spun că Dumnezeu este un foc mistuitor, Dumnezeu este Cel ce iartă, Dumnezeu este Cel ce vorbește și îți vorbește odată, de două ori, de trei ori, nu știu de câte ori, dar într-o zi s-ar putea să nu-ți mai vorbească. Într-o zi s-ar putea să te întâlnești cu făcătorul tău și ce vei face, ce vei spune. Vei face ca și Samson. Știți ce a făcut filistenii? Dacă voi veți merge mai în versetul 20, mai departe, în versetul 21, filistenii i-au făcut un lucru. Nu l-au bătut, nu i-au făcut altceva, i-au scos ochii. Știți ce vrea vrășmașul? Să nu mai vezi. Așa cum am citit în cuvântul lui Dumnezeu, le-a întunecat mintea ca să nu mai vadă. De ce? Că în momentul când s-a întunecat mintea, tu mergi orb. Știi ce? L-ați văzut pe un orb, un orb să fugă într-un loc în care nu-l cunoaște nici de cum. El are acel baston care merge și pipăie terenul și el are ceva instincte mai deosebite și dezvoltate pe care Dumnezeu le-a dat fiecărui nevăzător ca să poată să distingă dacă este un obstacol înaintea lui, dacă este un pom, dacă este umbră, dacă este... Și acel om se păzește, dar omul acesta, Samson acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci vrăjmașii filistenii i-au scos ochii. Apoi în versetul 25, nu e destul vrăjmașului să scoată ochii. Știți ce face vrăjmașul? Spune că în bucurie, că a fost o mare sărbătoare și a fost zeul lor, Dagog, și i-a zis, haide să-l scoatem pe omul ăsta, vrăjmașul nostru, haide să-l scoatem și
să-și bată joc de el și l-a scos și a spus, puneți-l să joace, și Samson a trebuit să joace. Un copil al lui Dumnezeu, un copil binecuvântat de Dumnezeu, un copil care spune că Duhul lui Dumnezeu a fost peste el și a fost de o putere enorm de mare, dar în momentul când n-a ascultat de Dumnezeu și a pierdut puterea, și a pierdut vederea, brășmașul a băjocorit și în final, a trebuit să moară acolo el și cu acei filisteni. Este un semnal de alarmă pentru noi și aș vrea ca niciunul dintre noi, dintre copiii noștri, dintre frații noștri, să n-apuce pe calea lui, ci să rămână lângă Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 22 din capitolul 2 spune că Petru s-a ridicat în picioare când a auzit această versiune a lor și spune că el ar trebui să le răspundă. Acel Petru care s-a lepădat de aceea în fața acei slujnice, acel Petru care a plâns ulterior și a părut rău, acel Petru care s-a întâlnit cu privirea Domnului nostru Iisus Hristos, i-a părut rău, s-a căit și Domnul Iisus Hristos, în dragostea lui după înviere, i s-a descoperit și i s-a arătat. Acel om care a fost cu frică și cu teamă, iată prototipul unui om care a fost cu frică și iată prototipul unui om care Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. În momentul când a venit peste el, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci acele mulțimea aceea care a fost la templu, aceea când a auzit acel vuiet, vâjuitul acelui vânt puternic, au venit să vadă locul acela, unde, eu cred că tot locul acolo, acela tremura și clocotea. De ce? Pentru că era prezența lui Dumnezeu. I-au văzut flăcările de foc, au auzit vâjuitul acela de vânt puternic. Și cuvântul lui Dumnezeu spune căci Petru s-a ridicat în picioare și spune cuvântul, bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile și semnele, lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți, le-a readus aminte, de minunile și semnele pe care le-a făcut El. În Ioan, în capitolul 3, cu versetul 2, citim acolo despre Nicodim. Și Nicodim spune cuvântul lui Dumnezeu, spune că acesta a venit la Domnul nostru Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Știm că ești un învățător al legii, știm că ești un om venit de la Dumnezeu, căci dacă n-ar fi Dumnezeu cu el, nu s-ar putea întâmpla semnele și minunile. Domnul Iisus a făcut semne în mijlocul lor. Dumnezeu a confirmat că este Fiul lui Dumnezeu prin semnele și minunile care le-a făcut. Dumnezeu a confirmat de-a lungul timpului și noi am fost martori oculari la multe semne și minuni pe care Dumnezeu le-a făcut prin Duhul Său cel Sfânt în mijlocul nostru, în mijlocul familiilor noastre. Și noi putem să spunem, slăvit să fie Domnul, căci noi suntem acei care am văzut și am fost martori oculari, așa cum odinioară și ucenicii au fost martori. În Luca, în capitolul 6 cu versetul 10, găsim un alt exemplu frumos. În Luca, capitolul 6 cu versetul 10, vorbește despre omul cu mâna uscată și Domnul Iisus spune că într-o zi de sabat a intrat în templu așa cum avea el obiceiul și învăța pe norod, acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Imaginați-vă un om cu mâna dreaptă uscată care nu putea să o miște și Domnul Iisus l-a văzut și când l-a văzut, cuvântul lui Dumnezeu spune, dar el știa gândurile fariseilor și a zis omului, în versetul 8, și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. Domnul Iisus nu a spus, ne întâlnim mai târziu și lasă cu altă ocazie. Și Domnul Iisus acolo în templu, acolo unde era învățau, erau fariseii, saducheii, cărturarii, l-a chemat pe acel om cu mâna uscată, vino și stai în mijloc. Și toți se uitau la el. Domnul Iisus le-a citit gândurile, le-a știut ce gândeau, dar nu așa asta să vreau să remarc acum, ci ceea ce vreau să remarc este minunea care a făcut-o Domnul Iisus. Domnul Iisus n-a făcut nicio rugăciune și Domnul Iisus a spus un singur lucru simplu în versetul 10. Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului, întindeți mâna.
Și mâna ei s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. De ce? Pentru că acesta este Dumnezeu. Cine poate să-i poruncească unei mâini uscate? Întinde-ți mâna! Și numai Dumnezeu slăvit să fie numele. Și Domnul Iisus a făcut această minune și Petru le reamintește. Minunile care le-a făcut în mijlocul vostru, vă aduceți aminte de ele? Apoi cuvântul lui Dumnezeu în Luca în 4:31, un alt lucru frumos. Cuvântul lui Dumnezeu spune căci s-a pogorât în Capernaum, cetatea din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ce frumos! Domnul Iisus întotdeauna a învățat pe oameni. Și îmi place de Domnul Iisus că întotdeauna când venea de o roadă la ei, știți ce făcea primul lucru? Îi punea să-și adă jos. Nu-i ținea pe niciunul în picioare. Și oamenii ascultau. Dar cuvintele lui Dumnezeu era cuvinte pline de putere, pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus le vedea inima, le citea inima, așa cum ne citește nouă în fiecare zi, când stăm înaintea Lui. El este Cel ce privește la ființa noastră, aude vocea noastră, cuvintele care le știe înainte ca să le rostim, El știe ceea ce vrem să spunem, dar Domnul este Cel ce ne citește inima și ne citește toată mintea. Inima noastră nu poate să rămână ascunsă, este citită ca și o foaie albă care întorci pe toate părțile. Nu se poate ascunde, pentru că este Dumnezeu, El ne-a creat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe, ei erau uimiți de învățătura Lui pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh necurat și care a strigat cu glas tare, Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine e, Sfântul lui Dumnezeu. Dragul meu, cine a vorbit? Cine a făcut această mărturisire? Era un om acolo, era un om acolo în sinagogă, care avea un duc de drac și dracul a vorbit din el și a spus, ai venit să ne prăpădești înainte de vreme, te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Eu cred că toți care au fost în sinagogă au înghețat la afirmația care a auzit-o. Și Domnul Iisus le spune celor care erau adunați, Petru le spune celor care erau adunați acolo să vadă acea minune, să vadă ce s-a întâmplat acolo când ucenicii vorbeau în alte limbi. Și le-a spus, vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte de vindecarea care s-a făcut, de eliberarea care s-a făcut acolo? Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Auziți? De ce? Pentru că acolo a fost puterea lui Dumnezeu, acolo a fost Domnul nostru Iisus Hristos. În Faptele Apostolilor, versetul 24, cuvântul lui Dumnezeu spune căci, dar Dumnezeu l-a înviat. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut în ea. Petru le vorbește oamenilor acelora, cum s-a citit și azi dimineață, în care s-a spus, și Petru când le-a răzis, voi sunteți acei care l-ați răstignit, voi sunteți aceia. Dar vreau să vă spun ceva, în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, cu versetul 29, cuvântul lui Dumnezeu spune, după ce apostolii au fost închiși în temniță și li s-a spus să nu mai vestească pe acest Iisus, spune că Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Iată dar, Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu care și este primit de toți acei care ascultă de El. Ucenicii au stat în odaia de sus, au stat și au stăruit o zi, două zile, trei zile, 10 zile și Duhul Sfânt s-a prezentat, Duhul Sfânt s-a pogorât. Apoi în Efeseni spune căci, în Efeseni, în capitolul 1 cu versetul 17 și mai ales cu versetul 20, cu versetul 22, spune, în versetul 20, întâi Efeseni, capitolul 17. Și mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos,
Tatăl slavei să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și Domnul se roagă și pentru noi, ca să ne dea un duc de înțelepciune și de cunoaștere tot mai mult a Domnului nostru Iisus Hristos. Iar versetul 20, pe care a desfășurat-o în Iisus Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Slăvit să fie Domnul, căci Dumnezeu L-a înviat și L-a pus să șadă la dreapta Lui Dumnezeu. Dragul meu, Cuvântul lui Dumnezeu spune în Facere, în capitolul 32 cu 26, când Iacov spune că s-a luptat cu Îngerul Domnului. Noi suntem în seara aceasta, nu ne luptăm cu Îngerul Domnului, dar noi vrem să spunem și să facem ceea ce a făcut Iacov. După ce s-a luptat și a venit aproape zorile, cuvântul istoriora spune că omul acela, care era Îngerul Domnului, a zis: lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a spus: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și următorul verset spune că acela, Îngerul Domnului, spune: care ți este numele? Eu nu știu care ți este numele tău și care este chemarea ta, dar vreau să spun că tu din seara aceasta, tu ai această mare oportunitate, fiind înaintea lui Dumnezeu. Așa cum Iacov i-a spus că pe mine mă cheamă Iacov și el, Îngerul Domnului, a spus: din seara aceasta nu te mai chema de astăzi, ci te vei chema Israel. Aș vrea ca din seara aceasta să nu ți se mai spună Petru, Ioan și Maria și care ți este numele. Din seara aceasta aș vrea să te numești copilul lui Dumnezeu și numele tău să fie scris în cartea cerurilor. Suntem în această frumoasă seară, suntem în acest loc în care cuvântul lui Dumnezeu se propovăduiește, în care Duhul Sfânt a fost revărsat, în care minunile lui Dumnezeu au fost relevate pentru ei, în care oamenii au rămas străpunși la inimă și spune că peste 3.000 sau 3.000 de oameni de suflete, din acei oameni cucernici. Și aș vrea ca și în seara aceasta Domnul să fie cu tine și să fie un om cucernic. Domnul să binecuvinteze viața ta. Aș vrea să spun un lucru, căci aduceți-vă aminte în Levitic, cuvântul lui Dumnezeu în Levitic, în capitolul 9, cu versetul 22 și 24, vorbește despre vechiul templu și de vechiul cort și jertfa care se ducea pe cort și se vedeți pe altarul Domnului. Să vedeți ce frumoasă legătură este între ceea ce a fost în Vechiul Testament și ceea ce este în Noul Testament. Să vedeți ceea ce trebuia să facă marele preot și ceea ce trebuie să facem noi în fiecare zi. Așa cum am spus, dacă vrem să avem zile multe și fericite pe acest pământ, trebuie să împlinim și să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu să o împlinim și să o păstrăm în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Levitic, în capitolul 9, zice Aron, vorbește despre cort, despre altar, despre jertfa care a fost dusă pe altar. Poporul stătea înaintea cortului și spune că Aron, după ce a ieșit afară și a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a dus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a coborât de acolo. Apoi Moise s-a coborât, iar în versetul 24, cuvântul lui Dumnezeu relatează un lucru minunat. Spune că jertfa stătea pe altar, Moise și Aron stătea în fața cortului, altarul era în spatele lor, poporul era înainte și la un moment dat Dumnezeu a venit și a pus parafa și a pus sigilul. Așa cum odinioară între muntele măslinilor și muntele Moria, unde era templul lui Dumnezeu, a venit acel vânt puternic, acel vâjuit de vânt puternic. N-a fost ca susurul blând de la ușa peșterii în care era Ilie, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că vâjuitul acela puternic spune că a tremurat totul și niște limbi ca de foc. De data aceasta a ieșit un foc dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Spune că tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Slăvit să fie Domnul! Poporul a văzut minunea lui Dumnezeu, să fie arderea de tot, să fie jertfa. Dar unde este focul? Și focul a venit de la Dumnezeu. Dumnezeu a venit și a dat foc. Dumnezeu a pornit focul. Dar aș vrea să vă spun un lucru care de multe ori poate de noi l-am uitat.
Cuvântul lui Dumnezeu spune în Levitic 6:22, atribuția noastră, atribuția fiilor lui Aron, atribuția noastră. Zice preotul dintre fiul lui Aron care va fi uns în locul lui să aducă darul acesta ca o jertfă de mâncare, aceasta este lege veșnică. În versetul Levitic 6:12. Levitic 6:12. Zice, focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, nu odată pe an, în fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar și să așeze, arderea de tot pe ele, deasupra grăsimilor jertfelor de mulțumire. În când să ardă, în fiecare zi, și dacă mergem în continuare, veți vedea, cuvântul Domnului spune, focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu spune, Pavel spune, nu stingeți Duhul, nu stingeți Duhul. Tit, Timotei, înflăcărează Duhul. Am primit puterea lui Dumnezeu, am primit umplerea cu Duhul Sfânt. Ziua cincizecime pentru noi a fost că noi am fost pecetluiți și botezați de Domnul cu Duhul Său cel Sfânt. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Numele noastre au fost scrise în Cartea Vieții și focul acela lui Dumnezeu, limbile acela, limba aceea de foc s-a așezat pe fiecare dintre noi care am fost pecetluiți. De ce? Pentru că am stat și am plăcut Domnului. Nu pentru meritul nostru, nu pentru meritul tău, nu pentru meritul meu, pentru meritul Domnului Iisus Hristos și pentru promisiunea Lui. Am să mă duc la Tatăl și am să vă trimit un mângăitor și Dumnezeu, Domnul Iisus, și-a păstrat promisiunea. Dragul meu, vreau să te întreb și vreau să ne întrebăm pe noi, să fim atenți la viața noastră. Suntem noi oamenii aceia care în fiecare dimineață aprindem, punem lemne pe foc și nu lăsăm să se stingă, să focul să ardă tot timpul? Sau noi suntem aceia care am primit Duhul cel Sfânt și ca semn al Duhului Sfânt am primit și vorbirea în alte limbi, într-o limbă, în altele, în care ne-a dat Dumnezeu, în limbi pământești sau în limbi îngerești. De multe ori la ceea ce prin Dumnezeu ne-a binecuvântat și am vorbit în alte limbi, alții au tălmăcit. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Altădată ne-am rugat prin Duhul și că atunci când ne rugăm prin Duhul, sufletul nostru se întărește pentru că vorbim lui Dumnezeu, spunem taine și minuni și Duhul Sfânt este acel ce mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Noi nu înțelegem, dar știm și vedem, simțim atunci când suntem în încercare și în greutate că cineva este cu noi. Simțim când arșița e mare, că umbra lui Dumnezeu este aceea ce ne acoperă. Simțim atunci când trecem prin încercare că Domnul este cu noi. Simțim atunci când suntem în ispită și încercare. Domnul este Cel ce trimite izbăvirea. Domnul este cu noi. Atâta timp când rămânem cu El, suntem noi acei oameni care am primit Duhul Sfânt și punem lemne pe foc în fiecare dimineață? Sau suntem din aceia care luăm găleata cu apă și stingem focul și spunem a fost odată și nu mai este? Dragul meu, este un semn de întrebare. Și în seara aceasta ești în casa lui Dumnezeu. Nu este un spectacol și nu este un show. Tu stai înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește. Ce faci cu sufletul tău? Ce faci cu Duhul Sfânt care a fost turnat și ai fost umplut? Gura ți este plină de laudele lui Dumnezeu sau gura ta vorbește alte lucruri? Ochii tăi unde privesc în această lume sau privești la minunile lui Dumnezeu? Nu vrei să fii ca unul din acești copii al lui Dumnezeu care au văzut lucrările minunate ale lui Dumnezeu și nimic nu i-a mai putut opri, nimic nu i-a mai putut stăpâni? De ce? Pentru că focul a ars în inima lor, arde focul Duhului Sfânt în inima ta. Ești tu gata pentru Dumnezeu? Zilele sunt rele și timpurile nu sunt bune, dar Dumnezeu a pregătit și această seară ca tu să fii în locul acesta. Nu știu, noi ne putem spune lucruri mari și lucruri cum vrem noi, dar Dumnezeu este acela care spune că viața omului este ca și o suveică în mâna țesătorului. Uitați-vă la viața care ați trecut-o, câți ani au trecut și când te uiți în urmă spui, a trecut totul ca și o zi. Ce faci cu sufletul tău? În seara aceasta tu ai marea șansă și Dumnezeu îți dă oportunitatea ca tu să te împaci cu Dumnezeu, ca tu să vii înaintea lui Dumnezeu. Ai văzut semnele și minunile și Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus Hristos. El nu mai este în pământ, El nu mai este în mormântul acela gol. El șade la dreapta lui Dumnezeu și El spune că mijlocește pentru tine. Suflete, împacă-te cu Dumnezeu.
Ce ai de pierdut în această lume? Toate lucrurile sunt trecătoare, toate lucrurile sunt deșertăciune, dar Dumnezeu este Cel ce vrea să-ți dea viață veșnică. El vrea ca și în seara aceasta, Duhul Său cel Sfânt să-ți umple inima, lasă pe Dumnezeu să-ți umple inima, lasă pe Duhul Său cel Sfânt să-ți vorbească. Nu te uita la lume, nu te uita cum a făcut Samson odată. Diavolul vrea să-ți întunece ochii, ca să nu mai vezi, să nu mai auzi, să nu mai simți, să nu mai pipăi. Nu te lăsa, întoarce-te înapoi. Iuda n-a ascultat și ce a făcut, a luat 30 de arginți și apoi a cumpărat o țarină și a murit acolo. De ce? Pentru că nu a vrut să căiască, n-a vrut să întoarcă. Dar Dumnezeu este acel ce în dragostea Lui l-a dat pe Iisus Hristos pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeu l-a înviat, Dumnezeu l-a înviat și noi suntem martorii Lui. N-ai vrea ca dintr-un copil rebel, dintr-un copil care ai stat departe de Dumnezeu, n-ai vrea să te întorci, să te împaci cu Dumnezeu. Poate este unica ta șansă, poate este ultima ta seară, întoarce-te și împacă-te cu Dumnezeu. Nu știm zilele, nu știm ceea ce se întâmplă, dar știu un lucru, copiii lui Dumnezeu au rămas uniți în locul acela și Dumnezeu i-a binecuvântat cu putere de sus, i-a binecuvântat cu Duhul Său cel Sfânt și apoi au fost martori. Noi ceea ce trebuie să fim, să fim lumină în această lume. Dragul meu, dacă în fiecare dimineață vom fi oameni înțelepți, ca să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să păzim pragul casei lui Dumnezeu, să ne punem viața în conformitate cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu, spune că va veni o zi. Va veni o zi când Domnul Iisus Hristos i-a promis, așa cum le-a promis ucenicilor, care stăteau și priveau, se uitau la Domnul Iisus cum se ridică în văzduh și un nor i-a luat dinaintea lor. S-a prezentat doi îngeri și a spus, bărbați galileeni, de ce stați cu ochii ațintiți? Căci Iisus Hristos acesta, cum l-ați văzut ridicându-se la cer, va veni din nou, dar de data aceasta va veni ca să-și ia biserica. Într-o zi, într-o clipeală, nu știm, dar știu că Iisus Hristos își va lua biserica. El vrea ca biserica lui să fie spălată în sângele lui, curată, fără pată, fără zbârcitură, cu uleiul în candelă. Care este măsura uleiului tău din candelă? Cuvântul lui Dumnezeu vrea și ne îndeamnă să fim fecioare înțelepte în această vreme care se poate cumpăra. Nu trebuie să dai banii tăi, nu trebuie să dai altceva, trebuie să-i dai inima lui Dumnezeu. Și când îi dai inima lui Dumnezeu, ochii minții tale se deschide, vei vedea lucrările lui Dumnezeu, vei vedea minunile lui Dumnezeu, vei avea lumină din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu este acel ce te va lumina. Când nu poți, El este Cel ce este la dreapta ta, El este ajutorul și sprijinul tău, altfel vei merge ca și Samson, cu ochii scoși la râșniță și diavolul te va arăta cu degetul, vei fi de râsul lumii, de ce? Pentru că într-o zi ai depășit granița și ai trecut dincolo de Eștaol, pentru că ochii tăi au privit în această lume, dar în seara aceasta poate este unica ta șansă, întoarce-te la Dumnezeu, renunță la tot ce este în această lume, n-ai să pierzi nimic, ai să-L câștigi pe Dumnezeu, ai să câștigi viața veșnică. Tinere sau care ești în seara aceasta, meditează bine la aceste lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu, El este Cel ce ne vorbește. Sunt multe lucruri, aș vrea să mă opresc aici și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet cu îndrăzneală, cu putere și cu decidere din seara aceasta, să nu plecăm din locul acesta altfel, ci cum a spus Iacov, nu plec de aici până nu mă binecuvintez. Doamne, aici îmi las păcatele, aici îmi las starea mea, viața mea trecută, dar pasul următor care vreau să-l fac, vreau să plec un om liber în păcat cu tine și zic Dumnezeu din cer, prin Duhul Său cel Sfânt, prin jertfa Domnului Iisus Hristos și sângele Lui, să binecuvinteze și să sfințească fiecare suflet, fiecare decizie, fiecare hotărâre. Amin.